Hei, salutare fraților, eu sunt Runner și astăzi vreau să continui cariera cu FC Barcelona. Cariera care vă place așa de mult, așa că haideți să continuăm să vedem ce avem de făcut noi astăzi. Deci, vedem acolo că avem meci cu Paris Saint-Germain în optim. Mai lipsește foarte puțin și terminăm și acest sezon. Suntem în luna aprilie, parcă dacă nu greșesc. Într-adevăr, suntem în luna aprilie. Mai avem aprilie și mai și gata și cu sezonul ăsta, tati. Se mai termină un sezon, dar trebuie să trecem de Paris Saint-Germain, apoi să trecem și de semifinale. Iar apoi, bineînțeles, finala pe care va trebui să o câștigăm cu orice preț. Și înainte de toate, trebuie să pregătim echipa. Dar de fapt este deja pregătită echipa asta, este echipa cu care voi juca contra lui Paris Saint-Germain. Deci Messi ca aripă dreaptă, Icardi cu Aubameyang în atac, Neymar aripă stângă, De Bruyne și Gomes la mijloc, Bellerin pe dreapta, Jimenez la port pe centru și Alba pe stânga, bineînțeles în poartă Donnarumma. Și haideți să vedem, bă băieți, ce facem. Meci greu oricum, sperăm că ne vom descurca bine, suntem și acasă. Am avea nevoie de o victorie, bine înțeles. Alegem, spusese cineva să încerc echipamentele verzi, dar nu au echipamente verzi cei de la Barcelona, cel puțin aici în 2017 încă nu le au. Așa că alegem echipamentele astea. La Paris Saint-Germain alegem ăsta roșu, care nu prea l-am mai văzut eu până acum. Și jucăm ca de obicei pe Legendary. 5 minute, hai să dăm play match. Ei bine, dragi prieteni, ne pregătim să jucăm cu Paris Saint-Germain în Champions League. Suntem în optim și suntem acasă la noi. Suntem în meciul tur. Mai urmează un retur acolo la Paris Saint-Germain acasă, dar acum este important să obținem un rezultat bun aici la noi acasă. Haideți să vedem ce va fi. Pasăm acolo De Bruyne. Ai, Doamne, cum să dai pasă fix în să dai pasă în așa fel încât să ducă fix în coechipierul tău. Ceva de nedescris. Și acum Di Maria greșește și ei, dar bineînțeles că lor le ajunge mingea, e ceva normal. Hai să vedem, Krikoviak, De Bruyne. A trecut acolo ușor de el, Cavani acum. Scoate mingea de acolo, hai să vedem către Messi. Messi taie bine, micuțul Messi. Messi, păcat că nu am sprijin pe atac. Acum urcă Aubameyang, șut deviat. Thiago Silva deviază acest șut. Hai să vedem, centrarea în careu către Andre Gomes în cerc, dar nu este către Andre Gomes. Asta cam în spate. Să vedem acum Andre Gomes. Oh, penalti. Oh, fuck. Ce greșeală face PSG-ul Kurzawa. Intră prin alune care neglijent în propriul careu și uite ce se întâmplă. Avem aici penalti foarte rapid. Mi-ați spus, bate cu Messi. Haide mă să batem cu Messi penalti. Hai să vedem, batem cu Messi. Și nu cred. Oh my god. Bineînțeles că portarul ghicește colțul. Oh, Doamne. Mamă, deci mă disperă aceste penaltiuri. Nu cred. Ratăm aici penalti, ocazie mare să deschidem scorul. Din păcate ratăm penalti, dar acum uite ce prost e arbitrul. Avea mingea, Icardi era complet singur acolo. Doamne, să mă piși pe arbitrul vostru, cu FIFA vostru și cu tot, frate. Deci mă seacă, bă băiatule, deci mă termină chestia asta. Să vedem Aubameyang. Haide mă, Aubameyang, mai repede trebuia să te întorci acolo. Haide către Aubameyang rapid. Bine Aubameyang. Haide Aubameyang. Aubameyang, Neymar acum, nu cred, Neymar, până la urmă avem noroc, dar Neymar cu poarta goală a tras fix unde era portarul, incredibil, dar adevărat, poarta goală, uitați și voi, a dat
unde era portarul. Ok, boss. Înțeleg, a fost un șut din prima, înțeleg, pot să înțeleg orice, dar poarta goală, un jucător de overall 95 să nu reușească să o bage, e cam greu de acceptat așa ceva. În fine, e bine că avem noroc și până la urmă deschidem scorul. Vă reamintesc că am ratat penalti cu Messi, dar asta este viața de... Oh, ce frumos, Messito, urât faultat din spate. Și tot Kurzawa este, va fi eliminat. Cu siguranță Kurzawa va vedea al doilea galben și roșu. Imprudent azi jucătorului PSG, la Ion Kurzawa. Nu înțeleg ce a fost în mintea lui când a făcut aceste intervenții. Nu reușesc să-mi explic. Adică un jucător atât de mare nu poate să facă greșeli din astea. Să vedem aici Icardi. Ajunge la Aubame! Trap, iese bine. Bă, și ce liber era și Icardi acolo, mă. Ce liber era și Icardi. Hai, Neymar, tu. Neymar, dar nu în fața porții fițar, gura ta. Am dat să dai către Aubame, ești. Mamă, frate. Oh. Ce greșeală de eroare acolo mare a lui Neymar. Dacă dădea la Aubame, posibil că făceam 2-0 aici. Era, dar în fine, se termină 1-0. Vă reamintesc că PSG-ul are un om în minus. Hai să vedem, poate reușim să profităm de chestia asta pe repriza a doua. Să vedem câte De Bruyne. Stop, foarte slab. Și a luat-o și cu mâna. A luat-o și cu mâna acolo, bine că arbitrul n-a văzut. Acum Aubameyang. Oh my god. Ocazie mare. Se duce în bar acest șut al lui Aubameyang. Să vedem aici. Icardi încearcă și el să treacă. Să vedem. În centru acolo, Icardi frumos. Icardi șut pe trap, fix pe centru. Din păcate, fix pe centru șutul lui Icardi. Hai să vedem aici, la port. Neymar acum către Aubameyang. Bine în centru. Haide Messi, haide Messi, te-ai oprit. De ce s-o fi... Hai mă, dă-mi pe Icardi, frate. Deci nu mai schimbă. Hai să vedem către Messi. Haide Messi, suntem superiori la faza asta. Hai să vedem Messi. Haide mă, bine mă, în sfârșit 2-0, foarte târziu aici. Minutul 80, marcăm și cu Icardi. Ar fi bine să mai dăm un gol, ar fi senzațional să mai reușim să mai dăm un gol aici. Suntem la noi acasă și mai este și meciul retur de jucat, așa că este important să mai marcăm o dată. Dacă am reușit să o facem, ar fi senzațional de bine. Vă reamintesc, suntem cu un om în plus față de cei de la PSG. După ce Kurzawa a fost eliminat, Messi către Icardi frumos. Să vedem. Messi! Ce slab trage Messi. Oh my god. Puteam să facem 3-0 aici. Da. Doar 2-0 din păcate. Doream să mai marcăm un gol, dar asta este. N-au avut nicio ocazie cei de la PSG, incredibil. Incredibil. Nu au avut nici măcar un șut. Nici măcar un șut cei de la PSG. O să spuneți din nou, de fapt o să spuneți că n-au fost mulți. Robert a spus acolo că nu joc pe legendarii. Așa că, uite, nu ies deloc din joc. Mergem direct, de fapt nu mergem direct, mergem un pic la echipă ca să modific echipa și după aia mergem la meciul cu Levante ca să-l jucăm. Din păcate o să facem așa, punem aici Coman în atac, Insigne acolo, punem pe Dembele aici, punem pe Saul cu Sanchez, ok, aici Piqué cu Umtiti și Carvajal aici. Aici îl punem pe Verratti, dar este și el un pic obosit? Nu, chiar. Așa, asta va fi echipa pentru meciul cu Levante. Haideți să vedem dacă joc pe legendarii sau nu. Nu o să tai partea asta, ca să nu existe probleme. Deci ați văzut, nu am ieșit deloc din joc, ca să spuneți, bă, ai ieșit din joc, după aia ai tăiat, nu. Uite, scrie legendarii, play match, hai să vedem. Hai să vedem dacă sunt așa de, cum mă cred, unii, că eu schimb dificultatea când încep jocul, când încep meciul, pardon. Uite, nu am tăiat nimic, nu o să tai, mai bine zis, nimic.
O să las totul întreg doar ca să îi conving pe unii. Știu că or să existe mereu persoane care vor spune, bă, nu joci așa, bă, nu joci așa. Ok, frate, e părerea ta, dar eu îți pot demonstra că nu este adevărată. Cam asta pot face. În rest, după aia, dacă există și alte probleme, să vedem, Insigne, ai, ai, ai. Cercat el către Jordi Alba acolo, nu a trecut pasa. Coman, de ce căcat te-am pus atacant? Ca să stai în spate? Te întreb și eu. Sanchez. Oh, era să iese o nebunie acolo. Era să iese o nebunie în sine. Aproape să primească această pasă. Să vedem. Rapid acolo către Rashford. Haide. Hai către Dembele, bun. Dembele. Coman, 1-0. Dembele și Coman au făcut această fază, mai mult Dembele, dar în fine, Coman s-a ocupat de finalizare. O finalizare bună, foarte bine aici, am protejat mingea și am tăiat în careu cu Dembele. Bum, Coman din prima cu șutul. Șut bun al lui Coman și deschidem scorul în minutul 17. 1-0 așadar. Bineînțeles că o să vânăm victoria la 2-3 goluri diferență cel puțin. Ca să fie bine, să nu fie rău. Să vedem aici, bună pasă către Coman. Coman. Coman! Ce fază face Kingsley Coman, din păcate. Trage pe lângă poartă. Mama e de treabă, putea să facă dublă aici, o dublă frumoasă. O pasă bună acolo, dar a dat pe lângă poartă, din păcate, și se termină și prima repriză. Haide să vedem. Să ne concentrăm un pic mai mult pe repriza a doua. Dau pe attacking, ca să fim cum trebuie cu pronunțiile, că lumea ne penalizează la pronunții. Bun, acolo. Nu. Păi, normal. Pentru că eu am dat să dea la Rashford și el a dat la Coman acolo sus, lângă el. Hai să vedem un centru către Coman. Rashford, 2-0. Bine, bă, Rashford. V-am spus că de când s-a întors Rashford din accidentare, parcă joacă fotbal cu adevărat și șuturile sale parcă se duc altfel. Uite și aici ce bine s-a dus acest șut. Frumos s-a întors, pac, și șut din prima. Bun așa, tati. Foarte bun șutul lui Rashford. 2-0 așadar, minutul 60. Un pic cam târziu, dar avem și echipa a doua, să zic așa, în teren. Jucători un pic mai slăbuți. Jucători tineri, jucători cu nu foarte multă experiență. Hai să vedem pe Rashford aici. Bun aici. Să vedem pasa către Rashford. Rashford, 3-0. Ce fază frumoasă, bă, băieți. Rashford face dubla în 3 minute aproximativ. A făcut dubla. Pasa aici. Coman îi ridică un pic mingea și o face o preluare perfectă și execuție foarte bună aici pentru Rashford. Așadar, Marcus Rashford face dubla în 4 minute aproximativ. Și 3-0. Oare mai marcăm o dată? Și nu uitați, suntem pe Legendary. Acum ați avut dovada. Hai să vedem. Rashford face semn să primească în centru. Ai, mai tare trebuia, mă. Coman! Blocaj, va fi corner. Am încercat eu să mă învârt acolo să găsesc spațiul, dar uite că nu l-am găsit acum. Dembele! De ce pe portar, Dembele? De ce? Șutul se ducea bine, păcat că s-a dus fix pe portar. Acum aproape să o luăm mingea. Oh, a lăsat-o la portar. Nu știu dacă e chiar legal ce a făcut el acolo, că a pus topul și apoi a lăsat-o. În fine, hai să vedem. Bine aici, Saul. Bun. Coman! Face și el dubla, bă, băieți. 4-0, minutul 75. 4-0 pe Legendary. O spun că acum aveți și dovadă. Mamă, prin Crația a dat pasa. Și aici foarte bine Coman a marcat. Duble ale atacanților noștri. Coman chiar merge bine, bă, băieți, și e tânăr. Are 21 de ani, overall 85 deja. Are timp să crească mult și să sperăm că facem un jucător mare din el. Aici, din nou, luăm noi însă. Hai să vedem.
Să vedem. Coman. Nu este Rashford. Pardon, îl vedem bine acolo pe Insigne. Hai să vedem. Marchează și micuțul nostru Insigne. Insigne. Insigne! 5-0. Distrugere totală. Marchează până la urmă și Insigne, bă, băiatule. Cred că este primul sau al doilea său gol la Barça de când a venit. Dar meciuri a făcut destul de ok meciurile. Aici șut oricum foarte, foarte, foarte bun al lui Insigne. Nu i-a lăsat șanse portarului și 5-0. Ce să mai... Început slăbus pe prima repriză, dar uite că pe repriza a doua ne-am dat drumul. Am găsit spațiile necesare și i-am zdrobit pe cei de la Levante. Hai Dembele! Hai Dembele! Aproape să marcheze și Dembele. Șut bun aici. De acum ce să mai trag șuturi de la distanță. Am 5-0. Vreau să bag un gol dacă mai avem timp. Nu prea mai este foarte mult timp, dar poate avem timp de un gol. A, este fault într-adevăr. Rashford. Oh, l-a pus în fund. S-a pus în fund Rashford. De ce? Nu știu. Dar în fine, se termină aici meciul. 5-0 pentru noi. Meci lejer, început mai greuț pe prima repriză, iar apoi în repriza a doua am marcat de 4 ori. Vedem că și Real Madrid câștigă 3-1 cu Deportivo. Dar cred că avem oricum vreo 10 puncte în fața Realului. Și urmează returul cu PSG. Vă reamintesc că am câștigat cu 2-0. Sanchez în sfârșit se decide și el să facă 83. Foarte greu a făcut 83 Sanchez. Și văd că Donnarumma crește greu pe de-asta de silver, de-asta de argint. Cred că o să-l pun din nou la hard one goalkeeping. Și da, avem returul cu PSG. Hai să băgăm jucătorii noștri în teren. Neymar un pic obosit, nu și-a revenit încă. Icardi și el un pic obosit. Messi și el, bă, ați avut timp să vă odihniți totuși. Îl pune pe Xhaka atunci. Alba la port cu Jimenez și aici, bineînțeles, Bellerin. Donnarumma în poartă și hai să... Bă, da, parcă Dybala și revenise din accidentare, deci încă și din ei și Dybala, dar încă nu sunt perfecți recuperați, vedeți că au încă chestia aia. Așa că de asta nu ne lasă încă să-i folosim. Dar nu-i bai, bă, că noi avem echipă oricum și hai să jucăm cu Paris Saint-Germain. O să lași aici numai, nu o să tai antrenamentul dinaintea meciului ca să nu existe probleme, dar așa ne cam confundăm. Va trebui să alegem, uite, alegem așa și așa, pentru ca să nu ne confundăm pur și simplu. Legendar e 5 minute, hai să dăm advance, dăm play match și nu o să tai partea asta ca să nu existe dubii. Sper doar să reușesc să fac un match bun cum am făcut și acasă la noi. Oricum avem 2-0, sunt sigur că cei de la PSG se vor arunca mult în atac. Așa că trebuie să avem și grijă pe apărare, nu putem să neglijăm apărarea, să zic așa. Să vedem Messi dacă bagă și el un gol aici. Bun, așa, un pic cam... Trebuie să mai mă învăț un pic cu loviturile astea libere. Da. Hai să vedem, bă, băieți, hai să vedem ce iese în fața lui PSG. Jucăm acasă la PSG și trebuie să avem grijă pentru că, cu siguranță, singurul lor obiectiv este să atace. Au fost conduși cu 2-0, au de recuperat 2 goluri, așa că, normal, vor ataca tot meciul. Pur și simplu trebuie să avem grijă. Să vedem aici, Matuidi! Cavani, primul șut încercat, se duce mult peste poarta, lui Donnarumma. Hai să vedem aici, pasă către Aubameyang, 1-0, minutul 9, Aubameyang deschide scorul, fraților. Ce înseamnă să te arunci în atac? I-am prins aici frumos pe contraatac și bum, Aubame deschide scorul cu un șut bun. 1-0 așadar din minutul 9 pentru noi. În acest moment PSG are de recuperat 3 goluri, foarte mult. În fața noastră să dea 3 goluri, nu știu dacă vor fi capabili. Și chiar dacă ar da 3 goluri, stai așa, că acum jucăm acasă la ei. Chiar dacă ar câștiga cu 3-1, tot nu s-ar califica, așadar trebuie să câștige cu 4-1 minim. Nu știu dacă vor reuși, e cam imposibil să ne dea 9-4 goluri. Și îl văd aici pe Messi, bine. Pasa este bună, Messi își face mingea bine, din păcate este faultat. Ghulam îl faultează pe Messi.
Să vedem, batem tot așa. Andrei Gomes, hai, hai, hai. No, Aubameyang se dusese după minge, a ajuns în poartă săracul. Neymar, hai rapid către Aubameyang. Haide. Hai, îl văd pe Messi. Haide, Messi. Haide, Messi. Haide, Messi. Haide. Haide, Messi. Trage în trap ceapa ta de... Of. În ultimul timp mă cam dezamăgește Messi. Mă cam dezamăgește el cu... cu execuțiile. Să vedem. Haide, mă. Nu se dă nimic acolo însă. Să vedem către Aubameyang. Bun aici. L-a luat, l-a luat. Aubameyang. Ho, doamne, ho, doamne, când să dea șutul. Da, se termină aici prima repriză aproape pe final de repriză să mai dau o bombă. Când să tragă șutul cu Aubameyang, am fost deposedat. Of, doamne, mergea acolo un gol așa pe final de repriză. Icardi frumos. Să vedem centrarea către centru acolo. Aubameyang! Aubameyang încearcă o foarfecă. S-a dus în blocaj acest șut. Bun acolo Jordi. Ia-l, ia-l, ia-l de mână. Fuck you. L-a lăsat să scape pe Angel Di Maria. Nu e bine. Bun aici la port. Bine, bă, băiatule, bă. Să vedem. Jordi, haide, mă. Oh, bun. Bun așa. Hai Jordi. Mamă, are doi pe el. Ce o să facem? Ce o să facem? Ne întoarcem și dăm către Neymar. Chaka. Chaka, Aubameyang, bară! Fuck. Are ceva cu transversala. Am văzut și meciul anterior cu PSG, Aubameyang a mai dat o transversală. Are ceva cu transversala, nu știu, îi place transversala lui Aubameyang. Messi, bun aici către Carvajal. Hai să vedem. Carvajalito. Îl vedem bine pe Aubameyang. Hai să vedem. Carvajal nu este Bellerin. Lol, iar m-am luat cu Carvajal și 2-0. Aubameyang și Bellerin fac această fază. Și Hectoraș, Bellerinaș marchează. Frumos s-a dus pe culoar acolo. Frumos și pac. Bine, bă, Bellerin. Bellerinus. Bellerinus face 2-0 minutul 69. Dar am stat foarte bine pe apărare. Așa îmi place. A intrat și Hamsik. A intrat și Hamsik la PSG. Cel puțin eu până acum nu l-am văzut la centru acolo. Dar nu mai au nicio șansă cei de la PSG. Și-au luat adio deja. Deja se știe că nu mai au nicio șansă la calificare. Să vedem către Aubameyang. Hai să vedem către Neymar. Andrei Gomes, dă-i, 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 dă-i. Haide, Andrei Gomes! Mamă, mamă, mi se pare că a atins plasa acest șut. Vreau să-l revăd, dar mi se pare că a atins plasa. Era să intre. Ia să vedem. A, nu. Nu. Ba nu, acum va fi un șut pe poartă. Mamă, mamă, bine că a fost deviat. Bine că a fost deviat acest șut. Oricum avem 4-0 la total, nu ne facem noi probleme că... Nu o să trecem de PSG, din păcate acolo. Neymar se dă fault însă. Se dă fault asupra lui Neymar. Să vedem. Andrei Gomes, bun aici. Către Messi, ridicăm către Icardi. Icardi. Oh, nu, 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 dar vine și Bellerin. Bun acolo, hai să vedem. Oh, da. Messi și se termină aici meciul, bă, băieți. 4-0 la total. Foarte, foarte bune evoluțiile noastre. Azi a fost o zi bună de jucat FIFA. Chiar îmi place cum a mers azi. Am câștigat 3 meciuri din 3, ceea ce este senzațional. Și Bayern contra Vafidec, Bayern cu Barcelona în semifinală și cealaltă Real Madrid cu West Ham. Mama ajunge West Ham în semifinale, ceva de necrezut. Ceva de necrezut. Și hai să vedem câți bani luăm pentru chestia asta. Câți bani luăm noi oare? 6 milioane, nu e rău. Aha, aha, aha. Aha, aha, deci Franța spune că sunt omul corect pentru a continua această treabă la ei. Și Kevin De Bruyne se supără un pic.
Dar eu te-am lăsat pe bancă pentru că erai un pic obosit, omule. Nu trebuie să te superi. Nu trebuie să te superi pentru că erai un pic obosit și de asta am zis să te las un pic pe bancă să te odihnești. Atâta tot. Dar în fine, bă băieți, vedeți și voi acolo tabela, avem 81 de puncte la 9 puncte față de locul 2 Real Madrid, așa că stăm liniștiți, practic eu zic că am și câștigat campionatul, îmi permit să spun chestia asta de pe acum. Și cam atât pentru acest episod, sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, ca de obicei vă cer asta, să dați un share și să vă abonați în caz că nu sunteți abonați. Eu sunt Runner și ne vedem data viitoare. Ciao!